Salutare! Să se afle suma tuturor divizorilor naturali ai numărului xy cu bară scris în baza 10, știind că xy cu bară este egal cu y cu bară deasupra plus 72. Pune stop la filmuleț, încearcă să rezolvi tu și abia apoi o să vedem împreună cam cum s-ar rezolva. Ești gata? Ce avem de făcut? Să determinăm suma tuturor divizorilor naturali, adică tuturor numerelor care divid, care împart numărul xy cu bară. Ce înseamnă că punem bara aceasta deasupra? Înseamnă că exprimăm un număr care este format din x 10 și y unități. Dacă nu am pune bara deasupra, ar însemna că înmulțim numărul x cu numărul y, ceea ce în cazul acesta nu este uh, situa Dar nu este situația în cazul acesta. Scris în baza 10, ce înseamnă că este scris în baza 10, înseamnă că cifrele X și Y sunt cifre care pot fi 0, 1, 2, 3, 4 până la 9. Bineînțeles, cunoaștem faptul că un număr nu poate să înceapă cu cifra 0. Deci X-ul are ca posibilități de cifre 1, 2, 3, 4 până la 9, iar Y-ul poate să fie orice cifră inclusiv 0. 0, 1, 2, 3, 4 până la 9. Știind că, știind că aceasta este partea pe care ni se dă, că există această egalitate. Bun, de unde pornim? Păi ar trebui să pornim chiar de aici. XY cu bară este egal cu YX cu bară plus 72. Ar trebui să vedem la ce ne ajută acest lucru. Putem să descompunem XY cu bară, să spunem că este 10X plus Y. YX cu bară este 10Y plus x plus 72, am putea să trecem de aceeași parte a egalului necunoscutele, adică 10x minus x face 9x, y minus 10y este minus 9y egal cu 72, putem să-l dăm pe 9 factor comun, 9 înmulțit cu y minus x, cu x minus y, egal cu 72, am putea să împărțim în stânga și în dreapta egalului prin 9, pentru că și 72 și 9 se divid cu 9. De ce facem acest lucru? Pentru a avea un calcul mai simplificat și înseamnă că avem această relație. Acum ce facem? Ce, cum continuăm? Păi am putea să vedem toate diferențele care ne dau 8, știind că x și y sunt cifre între 0 și 9, y poate să fie 0 până la 9, iar x-ul de la 1 la 9. Care ar fi cea mai mică posibilitate pentru X? Ar putea X să fie 1? Păi nu. De ce? Pentru că din 1 nu pot să scad ceva și să obțin 8, nu? Nu pot să fie nici 2, nici 3, nici 4. Cea mai mică posibilitate pentru X ar fi ca X-ul să fie chiar 8. Și atunci y ar trebui să fie 0, da? pentru că 8 minus 0 face într-adevăr 8. Deci primul număr, să se afle suma tuturor divizorilor natural ai numărului, primul număr ar fi chiar 80. După aceea, altă posibilitate pentru x ar fi ca x-ul să fie 9 și y-ul să fie 1. Da? Deci 91. În cazul acesta avem două posibilități pentru numărul XY. Deci XY cu bară Poate să fie ori 80, ori 91. Și nouă ce cere? Suma tuturor divizorilor naturali ai numărului. Păi, să vedem pentru 80 care ar fi divizorii. Dacă pe 80 îl descompunem, el se împarte la 2 și la 5. Și atunci la 2 ori 5 înseamnă la 10 ne rămâne 8, se împarte la 2, ne rămâne 2, se împarte la 2, din nou ne rămâne aici 2, 1, 1. Deci, descompunerea lui 80 ar fi 2 la puterea a patra înmulțit cu 5. 91 se împarte la 7, la 7 și uh, a. Acum am observat ceva. 80 nu este bun. De ce nu este bun? Pentru că nu mai verifică, da, dacă x-ul este 8 și y-ul este 0, 80 nu poate să fie 0,8, pentru că spuneam că un număr nu poate să înceapă cu 0. Deci, din această cauză avem un singur număr posibil, 91. 91 spuneam că, deci x, y cu bară poate să fie doar 91 și trebuie să aflăm suma tuturor divizorilor naturalei lui. Uh, ar trebui să-l descompunem, da, prima dată. Se împarte la 7, spuneam, și ne rămâne aici a 13, care este număr prim. Nu, nu 13. Pa 13, care este număr prim. 1, 1. Bun, deci 91 poate fi scris ca 7 înmulțit cu 13. Care sunt divizorii lui? Păi, se împarte la... 7, se împarte la 13 uh, și aici o să ne dea 20, asta este suma divizorilor proprii și improprii sunt că se împarte și la 1 și la 91, deci dacă îi adunăm și pe cei improprii ar fi 1 plus 7 plus 13 plus 91 și adunându-i pe toți, uh, 20 plus 92, 112 ar fi suma tuturor divizorilor naturali ai uh, numărului. O zi superbă să aveți!